OMS supraveghează epidemiologic zona inundată din jurul barajului Kahovska din cauza riscului transmiterii bolilor precum holera, anunță Teresa Zaharia, însărcinată cu operațiuni de urgență în cadrul OMS. Acționăm în strânsă cooperare cu Ministerul Ucrainean al Sănătății pentru a ne asigura că sunt implementate mecanisme pentru a permite importul de vaccinuri imediat ce sunt necesare, a anunțat reprezentanta OMS.